dragilor, aveți ocazia să câștigați primul joker al sezonului. Cu siguranță asta o să vă dea un boost, dar și un avantaj considerabil în curs. Vom juca cu două echipe foarte dragi nouă și foarte tinere. Primul joc al sezonului va fi despre culorile Columbiei, despre flori. Columbia ocupă locul 2 în topul producătorilor de flori din lume. Au o tradiție recunoscută de florari și florărese. Silieteros se numesc florarii columbieni. Cuvântul provine de la sistemul de transport al florilor, care se aduceau de pe munte. Sunt un fel de scaune cutii și se numesc silietas. Ca niște genți din lemn, cu niște saci, cu porumb, nu știu ce naiba era. Dragilor, în fiecare echipă vom avea un cărăuș, care va fi cel mai puternic dintre voi, și un culegător. Da, cel care va culege și va aduce florile. Bineînțeles că nu e totul atât de simplu. Ca să aduceți florile, trebuie să găsiți răspunsul la niște întrebări. Răspunsurile se află aici, în jurul acestei piețe, iar aici se află și florile. La sfârșit, câștigă echipa care realizează cea mai frumoasă silieta și pune soarele în mijlocul ei. O să aveți o asemenea silieta ca model. Cei care sunt cărăuși vor merge să o vadă. Se vor întoarce aici și vor spune care sunt primele flori pe care trebuie să le aducă. Sunt niște buchete. Cel care trebuie să caute florile vine la mine, eu îi dau întrebarea, el va merge în piață și va găsi răspunsul. Se întoarce cu răspunsul la mine, dacă răspunsul e corect, eu îi dau un voucher pentru a aduce florile. Trebuie să vină exact cu numărul de buchete pe care cărăușul l-a enunțat la început. Dacă a reușit și a adus buchetele în mod corect, va primi 2 săculeți cu greutăți. Ei se pot pune în cârca colegilor, evident, din celelalte echipe. După ce ați reușit să faceți această silieta, punând florile în mod corect pentru a o decora, așa cum sunt în model, veți avea nevoie de soare. Pentru asta, am să vă spun un număr de telefon. Trebuie să-l țineți minte, să formați acest număr și veți afla un număr format din 3 cifre pe care voi îl veți folosi ca să deschideți un lacăt care eliberează soarele. Soarele trebuie pus în mijlocul operei de artă pe care ați făcut-o din flori. Cine face asta primul câștigă jocul, câștigă amuleta și jokerul. Mamă, și amuleta și amuleta oferită de Kaufland, bineînțeles. Sper că știți cât valorează amuleta, da? E o amuletă de 1000 de euro. Acest joc este foarte important pentru că ne va da un avantaj pentru imunitatea de mâine și atunci trebuie să ne concentrăm foarte tare. Va trebui să îmi spuneți acum cine este cărăușul și cine culegătorul. Hai să vedem. Cărăușul, culegătorul. Cărăușul, culegătorul. Cărăușul este Aris, culegătorul Alexia. Cărăușul. Culegător. Clar n-aveam cum e să care, deci care soț. Să se echipeze cărăușii. Am învățat toată viața să ajung cărăuș acum. Era foarte greu. Dar nu-s chiar ușoare. Nu-s ușoare deloc, da. Pe locuri? Fiți gata? Start! Haide! Haide! Cel mai dificil, pe lângă cărat, mi s-a părut să rețin floarea aia. Era compusă din 5 tipuri de flori diferite, cantități diferite la flori și ele erau așezate destul de... complicat, era un fel de... era un puzzle. Mamă, hai Aris! Hai Aris! Ușor, 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 ușor! 16 buchete de alea roz micuțe! Ce buchete de roz? O buchete, crizantine, care sunt doar 8 albe. Hai să vedem. Prima întrebare. Ce formă are sculptura care este realizată din corpuri umane? Ce formă are sculptura care este realizată din corpuri umane? Care este numărul de urgență scris pe telefonul public? Sculptura realizată din corpuri umane. Căutați-l pe Adrian, care ascultă muzică la boxe și aflați cum se numește melodia pe care o ascultă. Disculpa-me, un telefon publico? Ok? No? No? Unde e Adrianul ăsta? Ve un hombre con la boxa?
pasa peste un telefon public? Sí. Da! Eu acum stau foarte bine cu memoria vizuală și mi-a fost destul de ușor. 1, 2, 3. Unde-i Adrian? Boxa lui. Julia, aștept să-mi dai un răspuns. Numărul de urgență este 1, 2, 3. Perfect. Iei saci și îi pui unde vrei tu. Aris! La fiecare răspuns corect cu care veneau fetele, se adăugau saci la noi în spate. Bun. Adrian? Adrian? Nu găsesc un om cu o boxă. Unde este omul ăsta? Ai primit un voucher? Ok. Te duci să-ți iei florile. Ok. Sculptura din corpuri umane? No. Am văzut-o ușor acoperită de un copac, o statuie în formă de cruce. Am fugit la Irina. Hai, Sudi! Aia, formă de cruce. Cruce, perfect. Sunt Ziana, trebuie să pui saci, da? Ghiozdanul se îngreunează de ce mai mult și îmi dau seama că e destul de greu să stai în picioare cu greutatea asta. Un voucher și pentru tine? Petale mici, roz cu petale mici, subțirele. Un de boxa. Hala. La florărie de acolo era o doamnă, i-am dat cartonașul, era și Julia lângă mine, culegea florile. Asi? Le lua așa cu mai multă grijă, parcă, și zic, ok, n-am timp să culeg flori frumos, două le încoace mai repede și le-am pus la sub braț. Grazie. Hai. Bine, sunt zi! Mamă, nu pot să cred că sunt ultima. Haide! Pune acolo. Câte? Nu mi-ai zis! Ți-am zis 16! 16 am luat! 16 luat? Păi și hai, mută-te! Bună, bună! 10. Eu am disperat, am început să înjur, am disperat pentru că vreau neapărat această amuletă și până l-am găsit mi s-a apuc că a durat o veșnicie. La cumbia del bigetero! Fug repede la Irina să văd dacă este corect sau nu răspunsul. Ce ai și buchete gerbera? Ce ai și buchete? 16 albastrele mici, albastre mici. Ok. 16. Găsiți-l pe Orlando care vinde o băutură clasică făcută din trestie de zahăr. El are un cărucior verde, aflați cum se numește băutura pe care o vinde. Grazie. Fugi. Ce oră indică ceasul de pe Biserica Albă? Biserica Albă? Simplu. La cumbia de Sighetero. Perfect. O să-ți dau un voucher, la te rog, înainte să pui saci. Răspunsul este corect, așa că pot și eu să umplu rucsacii celorlalți. Hai, ok, suntem bine, stai ok, hai. Orlando! Cuales el nome de tu bebeto? Guarapo de Cania, gracias! 4 jumate! Cât? 4 jumate! Mai încercăm! What? Nu! Guarapo de Cania. E bine. Bun. Aris, îmi pare rău. Și de fiecare dată când îi puneam, ziceam, iartă-mă, Aris. N-am vrut. După aia lăsam un sac așa într-o parte, zic, așa ce era. Laura, iartă-mă, te rog frumos, n-am vrut. Voucher. Fugi. 16, ce, brat? Da, dar arătut de-i plac numai că ta... Gerbera. Câte? 16? Da. Tu nu știi unde să le pui, nu? Nici eu. Mă uit la următoare. Și acum ce fac? Acum mă duc să văd alte flori? Da, da. Pune-le acolo. Pa. Ce ora este? 4:30. Mă duc spre Irina din nou. 4:31, Irina! 4:31. Convinsă că e bine. Dar nu e 4:31. 4:30 și 4:31. Am întrebat oamenii! Nu e bine. Zic eu capcan aici. Ce c***e, Suzy, că poți! Andale! 16 buchete roșii. O buchete crizanteme albe. Cred că se cheamă gerbere. Bun, a doua întrebare. Câte arcade cu adâncime există pe fațada Bisericii Albe? Ce vinde băiatul aflat la intrarea în Biserica Albă? Albe! E 3:30! E 3:30! Văzusem ceasul prost? Văzusem ceasul prost. E 3:30! E 3:30! Exact! Hai, saci!
Ce dracu face Alexia? Ori sunt 3 arcade mari, 4 sau 6. Ce vindeți aici? Bijuteria. Bijuteria. Gracias. Și pune-le lângă. Sorry. Nouă? Nu. 6. Nici. Câte arcade, da? Și îmi spune că nu este bine și că trebuie să mă reîntorc la biserică. Câte arcade cu adâncime există pe fațada bisericii albe? Ia să vedem, Giulia. Bijuterii. Ina, bijuteria. Îți dau voucher și pui saci, da? Mamă. Mamă, nu mai pot. Păi, să-i mai pun. Punem. Aia a rămas și lași unul sau așa, cum vrei. Îi lasă asta pentru Laura. Portocalii, albastre, roz pe colțuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Laura, aranjează-le, că nu știu ordinea. Acum! 16 gerbere, da, la nebune. Portocalii. Portocalii? Portocalii. 4, 5. Nu departe de florărie sunt 4 telefoane publice, cum se numește magazinul din fața lor. Alexia, dă-mi răspunsul. 12, foarte bun. Iau rucsacii, le bag în cărcă lui Vlad și Laurei. Iau voucherul de la Irina, mă duc înspre flori. Sunt roșii, uite care acolo, care are el în mijloc. Astea sunt? Nu mai știu deloc. Magazinul din fața lor? Ai, que rico, peritos y jugos. După ce că era greu sacul ăla, eu trebuia să ajung să văd imaginile alea. Îți dai seama că nu mai vedeai bine, domnul Oseală, erau toate așa, în varză. Pentru a realiza din flori imaginea unui soare pe siletas, e nevoie de multă alergătură și concentrare. Un astfel de aranjament s-ar realiza în cel puțin 2 ore, cu o migală de meșter, dar echipele nu au la dispoziție atât timp în regim de cursă. Primii care vor reuși o astfel de performanță în cel mai scurt timp vor primi râvnitul Joker. Nu? Mai fugi odată! Alexia greșea toate întrebările, eu stăteam acolo, mă uitam, nici nu știam unde să pun florile și mi-am dat seama că o să pierdem această amuletă pentru că eram ultimii și toată lumea ne-a luat-o în față și am pierdut toată speranța. 24 aprilie 2009. Perfect! Pune saci, te rog! Asta. Gata, astea toate, gata, nu mai e niciuna. Și mai rămânea doar ca eu să organizez aranjamentul ăla floral, ca mai apoi Irina să ne dea ok-ul. Mai dă-mi astea roșii. Ia. Câte mai avem? Astea toate. Care este obiectul folosit pentru realizarea crucii din corpuri? Evident că m-am gândit la biserică. Nu știu. Clar nu vreau să mă fac floral. Gata. Nu aveam încredere că este ok, dar era gata. Hai să vedem. Avem aici 4 albastre, nu? Avem 4 buchițele albastre. Roz în colțuri, păi... Aveai o mapă. Vedeai culorile, cum ar trebui să fie. Eu zic să fugi repede până la model. Hai, fugi și vezi modelul. Fugi la model! Ia mai du-te odată. Care este obiectul folosit pentru realizarea crucii din corpuri? Și nu înțelegeam la ce se referă prin obiect. Nu înțelegeam, trebuie să spun din ce material sunt făcute aceste cruci. Și am zis, ok, nu știu, piatră, marmură. Piatra? Nu. Nu e bine, uită-te atent. Ok, lamă sau cuțit? Vezi că mai sunt roz acolo. Nu e bine, mai sunt roz acolo, uite, nu-i bine. Ce nu era bine? Alb. Aici. Alb mai... Aici. Urăși. Sunt proastă, mă, de tot. 7-1. Ai, de capul meu, 3-0, 0, 5. Nu, l-am uitat. Ludi? Mari? No. Sonia? Unde-i, măi? Ludi? Hai, Suzy, unde ești? E bine, Irina, e bine. De ce mi-au dat mie număr de telefon? Că nu știu nici numărul lui mama. Întoarcem la America Express în primul joc ce are ca miză primul Joker de pe drumul soarelui.
După cum se mișcă, cele mai mari șanse le au fetele care s-au coordonat până acum de minune. Nici Giulia și Vlad nu stau rău. Cât despre Alexia și Aris, au mult de recuperat. Irina, poți să vii, te rugăm? Da. S-au mai rupt. Nu e vina noastră că sunt filite. Portocaliu, portocaliu. Hai, bine, eu zic că e incredibil. Bine. Da? E bine! Și am terminat primele. Giulia și Vlad încă se chinuiau. Căutați-o pe Ludi. Are un cărucior unde vinde bomboane și cartele telefonice. Găsiți-o și cereți-i telefonul care are culoarea voastră și sunați la numărul 30 05 06 07 07 71. Ai de capul meu, 30 05. Nu, l-am uitat. Oribil. Eu nu știu, în afară de numărul meu, niciun număr de telefon din viața apropiaților. 300-506-0771. Gata. Zi repede. Cuțit. Foarte bine. Bravo, mi-a dat voucher vegan sfârșit. 16. Roz? Da, asta, margarete, roze. Ludi. 2 cu 2, 2 acolo. Avem acolo 3. Ok, bine. Hai că avem ce ne trebuie. Îmi dă numărul din cele 9 cifre. 304-614-0067. Si? Si. Perfect. Asta? Ludi? No. Alexia, asta știu cum să le pun. Păi uite, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Mari? No. De ce mi-au dat mie numărul de telefon? Că nu știu nici numărul mama. Așa. Gata. Vin să verific, da? Da. Vine Irina, se uită. Ui, foarte bine v-ați descurcat, extraordinar! Mă, că eram bucuros că am făcut coroana și am plecat să rețin numărul de telefon. 300-300-506-106-111-6. 6. 300-506-0771. Disculpa, tu eres Mari? ¿Te tiene un teléfono para mí? Sí. Formez numărul 306. 614-0067. Así? Nu sună. Otra vez. Taranana, sună. Hola. Da. 395. Gracias. Unde-i, măi? Ludi. Hola. Sonia? Sí. Ia telefonul, sun. Alo? Yeah. 395. Ok. Disculpa-mă. Și ajung la soare. Soarele era lipit de un copac. Calc pe într-o groapă, îmi sucesc glesna, mă iau toate durerile, nu m-am mai putut concentra. Care era a doua cifră? Au! No! Adică prima care ajunge aici, suntem câștigătorii, da. Mă, eu sunt chef să zbor de fericire dacă vine Alexia. Încerc și eu să fac numărul 395. Nu se mișca șiful. 3. Mi-aștept cineva memoria, pur și simplu. Mă, erau 3, deci am ținut minte un număr din 9 cifre. Și ăla cu 3 pentru lacăt. Nu se poate. Hai, Suzy, unde ești? Ludi! Am tastat numărul. 305-06-0771. Mi-a dat cifru 395. Am fugit spre soare. Hai, Suzy! Hai, Alexia! 395. Fetele deja erau acolo. Și ne-am apucat toate trei să desfacem cifru. No. Îmi bătea inima rău de tot pentru că știam că efectiv suntem cot la cot. Am reușit să le prind din urmă și ele nu reușeau să deschidă acest lacăt. Nu văd. Ăla ghinion, frate. Eu sunt Chioară. Eu nu văd. A reușit. Pero! Nu! Ia! Alexia! Să ridicăm! Pe suport!
Așa e. Și avem câștigător! Deci nu-mi venea să cred, era incredibil cum am fost super întârziere și am câștigat prima amuletă și primul joker din acest sezon. Alexia și Aris au câștigat jokerul și amuleta de 1000 de euro oferită de Kaufland. Felicitări, dragilor! Bravo! 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 Bravo!